Deși pare greu de crezut, ușor, ușor producția de tractoare începe să devină un subiect de actualitate, mai ales când aceste utilaje sunt cerute chiar de către străini. Mai exact, egiptenii vor acele tractoare considerate comuniste. O firmă din Brașov, care are însă fabrică la Băicoi, a primit o comandă de 300 de utilaje. Primele 5 tractoare, care sunt de probă, au plecat în această dimineață spre portul Constanța. Egiptenii consideră tractoarele U650 numai bune pentru afacerile lor. Este o comandă de 300 de tractoare pe an, timp de 5 ani de zile. Contractul este semnat deja, dar trebuie să trimitem lotul de probă. Aceste 5 tractoare reprezintă lotul de probă. Speram să fie cât mai multe noi, dar la puterea noastră e ok. Da, o să fie cam în jur de 300 de bucăți, dar... Acum e primul contract care îl facem pe anul ăsta și sperăm să fie în continuare, da. Tractoarele sunt comandate de o firmă care prestează servicii pentru armata egipteană. Importatorii au impus însă și o condiție esențială, subansamblele să fie fabricate în România și identice cu cele produse înainte de 1989. E vorba despre tractorul U650, tradițional, de licență românească. Este preferat de egipteni pentru că este fiabil, este ușor de reparat și ușor de manevrat. Angajații pot face acum 10 tractoare pe lună. Dacă va fi semnat contractul, atunci ar urma să fie fabricate 25 de utilaje. Tractorul vechi românesc care s-a fabricat la Brașov, cam aceeași, ce să vă zic, motorul simplu, transmisie, toate astea sunt vechi model care s-a fabricat la noi în țară. Se descurcă egiptenii, nu? Să sperăm că da. Dacă au cerere, dacă avem cerere, cred că da. Și ce să vezi? Asta. Să sperăm că merge și avem comenzi, în principiu, ca să avem și noi de lucru. Un astfel de tractor costă aproximativ 20.000 de euro.